Desenele animate create la centrul Arti Studio sunt deosebite de filmele în desen animat contemporane, care abundă de violențe. Aici, desenele animate sunt create de copii și sunt foarte pozitive. Promovează toleranța și nediscriminarea. Сидел в школе, у меня был блокнот, и мне почему-то захотелось нарисовать человека, ну, который ходит, прыгает, и попробовал нарисовать. На переменах рисовал, и у меня получилось. Человек ходил, прыгал. Ну, хотел бы мультик сделать, чтобы увидели все в мире. Deși la Arti Studio desenele animate sunt create de copii, deja mai mulți ani la rând lucrările lor se învrednicesc de o mulțime de premii de la festivalurile internaționale. Ne străduim și noi să plasăm diplomele și participările noastre la festivalurile din străinătate. Aici vedeți chiar printre ultimele, am participat la un festival din Croația și filmul Gardul a fost menționat pentru filmele non-violente. Filmul Gardul promovează toleranța și buna înțelegere între oamenii de diferite etnii. A fost un film provocare pentru elevi și destul de greu de realizat. Одновременно в этом фильме было довольно много персонажей, возникла проблема, как их правильно вписать в этот фон. И по-своему это тоже по-своему достаточно сложная задача. Лариса Глинка, директорul центрului, este de profesie grafician. În calitatea de animator, ea a lucrat la Moldova Film mai mult de 20 de ani. Începând cu anii 90 s-a destrămat cinematografia, am rămas la discreția noastră singură a tuturora și am fondat din anii 2000 am fondat Asociația Arti Studio și am început să colaborăm cu Direcția Municipală a Protecției Copiilor. Ei învață să lucreze, să muncească, învață cum să deseneze, cum să ține creionul, cum să produce un filmuleț. Este ceva fantastic. Tehnologia producerii unui filmuleț în desen animat este mai complicată decât în cazul unui film artistic, deoarece fiecare secundă din desenul animat este pictată pe circa 40 de desene pe foi transparente. Tinerii desenează pe hârtie de cal, foaie după foaie. Vedeți? Foaie după care, iată că se vede mișcarea aici, da? Lovește. Vedeți? Lovește. După aceea, aceste foi se scanează, se introduce aceste imagini în calculator și după care noi introducem culoarea. Începem să lucrăm la alt proces, la culoare. Обычно только несложные движения передаются легко с первого раза. Более-менее сложные движения художник обычно ищет это движение, ищет выразительность этого движения. И каким образом он ищет? Он делает первую раскладку, мы ее быстро собираем и в реальном времени смотрим, ага, тут он прыгает, но как-то больно тяжело. Animatorii îi dau viață personajului. De ei depinde cât de popular va fi eroul lor. Un bun animator poate da viață chiar și unei cutii de chibrituri, căci poate vedea individualitatea fiecărui chibrit, caracterul și emoțiile lui. Orele de animație la Arti Studio sunt gratuite, deoarece centrul este un proiect de susținere a creației tinerilor. Anume aici își încep cariera viitorii animatori profesioniști a Republicii Moldova, care de pe acum fac bună faimă țării noastre la concursurile internaționale.